Edilul social-democrat ne-a declarat așadar că până acum, în cei 3 ani de la debutul proiectului privind introducerea sau extinderea rețelelor de apă canal în Giurgiu, Mihăilești și Bolintin, în orașul din urmă s-a reușit amenajarea stației de captare și tratarea apei. E o lucrare pe care s-au dorit-o de mult bolintinenii, extinderea lucrărilor de canalizare și apă potabilă în Bolintin Val. Problema de care ne-am lovit în toată această perioadă de 3 ani a fost legislația care reglementează aceste activități și achiziția unor asemenea servicii. Investițiile în cadrul proiectului Apa Service au suferit însă amânări de-a lungul timpului din cauza contestațiilor făcute după licitațiile de atribuire a lucrărilor, așa cum se întâmplă de altfel în cazul marilor proiecte cu fonduri europene. Așteptăm acum data de 1 februarie ca să se publice din nou rezultatul unei noi licitații și vom vedea dacă între timp se vor mai face din nou contestații asupra acestei alegeri. Nicolae Sugurel a specificat că, în prezent, există rețea de apă canal în orașul Bolintin, iar proiectul prevede extinderea acesteia la satele arondate, respectiv Crivina și Malu Spart, fiind pregătită în acest sens documentația tehnico-economică.